Astăzi marcăm practic debutul unui proiect important pe care vrem să-l derulăm în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, cu Consiliul Județean Dâmbovița și cu Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița. Astăzi avem oaspeți de seamă la Târgoviște, la Complexul Turistic de Natație. Domnul Răzvan Burleanu este președintele Federației Române de Fotbal, căruia îi mulțumesc pentru prezența la Târgoviște și pentru seriozitatea de care a dat dovadă, având în vedere că discuțiile pentru demararea acestui proiect n-au început de foarte mult timp, dar iată că începem să concretizăm și în perioada următoare urmează să lucrăm la documentațiile tehnice, practic demarăm acest proiect. De asemenea, la această conferință de presă participă și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, sunt convins că l-ați recunoscut pe domnul Alin Manole, de asemenea președintele Fotbal Club India Târgoviște, domnul viceprimar Bozieru, președintele Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, președintele Asociației Județene de Fotbal, domnul Tudor, și secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal, domnul Gabriel Bădescu. Spuneam că este și, bineînțeles, domnul Zotic, pe care sunt convins că l-ați recunoscut. Da. Spuneam că este începutul unui proiect pe care noi vrem să-l realizăm în parteneriat. Este primul proiect de acest fel care se va implementa la Târgoviște. Terenul este undeva lângă Complexul Turistic de Natație. Acolo avem două parcele, una de 17.000 de metri pătrați și una de 32.000 de metri pătrați. Este loc suficient pentru un asemenea proiect. De asemenea, preferăm Complexul Turistic de Natație pentru deschiderea pe care vrem să o dăm acestei investiții de la Târgoviște. Avem și o parte din infrastructură, vestiare aici și așa mai departe. Din acest punct de vedere, costurile urmează să fie ceva mai mici. Ca și structură, terenul propriu-zis va fi asigurat de către Federația Română de Fotbal, urmând ca partenerii locali să se ocupe de locație, infrastructura anterioară instalării terenului, vestiare, împrejmuire și așa mai departe. Eu o să rog acum pe domnul Burleanu să vă spună câteva cuvinte și vă mulțumesc pentru atenție. Bună ziua, înainte de toate, mă bucur să ne vedem. Nu credeam că o să veniți așa într-un număr atât de mare. Înainte de toate, probabil ar trebui să plecăm de la principiul care ne ghidează noua activitate. E un principiu asumat și de UEFA, așa nume că fotbalul înainte de toate. Când îți asumi un asemenea principiu, înseamnă că dacă nu ai terenul de fotbal, nu ai fotbal. Astfel încât avem nevoie de investiții în România, în zona de infrastructură și nu ne referim doar la stadioane, așa cum cunoașteți probabil proiectul Euro 2020 sau investițiile care se vor realiza în perioada următoare, care vor fi finalizate la Craiova, Târgu Jiu, ceea ce mă determină să susțin și să cred cu tărie că și la Târgoviște putem să avem un stadion modern într-o perioadă relativ scurtă de timp, fiindcă Chindia merge foarte bine și e de apreciat. E de apreciat și prin prisma numărului de spectatori care vin la meci. În momentul de față, Chindia Târgoviște este în primele 10 echipe, atât din Liga 1 cât și din Liga 2, în ceea ce înseamnă numărul de spectatori, media de spectatori. Dacă vă spuneam că avem nevoie de investiții în infrastructură, probabil cunoașteți foarte bine că Federația Română de Fotbal este cea mai importantă federație din România care nu are acces la fonduri publice. Și atunci ai de foarte multe ori probleme, să spunem, de finanțare a tuturor proiectelor pe care ni le dorim și pe care le gândim. Dacă situația financiară a Federației Române de Fotbal nu a permis până acum, fiindcă din 2010 până în 2014 Federația Română de Fotbal pierdea undeva între 3 și 4 milioane de euro anual, e bine, 2015-2016 reprezintă 2 ani de stabilitate financiară pentru federație, ceea ce înseamnă că am reușit să terminăm pe zero, iar 2017 reprezintă un an la fel de stabilitate, dar în care facem investiții. Federația Română de Fotbal împreună cu UEFA, FIFA și cu partenerii săi din mediul privat au constituit un fond cuprins între 2-3 milioane de euro, care vor fi investiți în 2017-2018 în terenuri de dimensiuni mari de fotbal. Acesta este și motivul principal al vizitei de aici. În același timp vreau să menționez un exemplu de bună practică pe care l-am găsit aici la Târgoviște și mă refer că în jurul lui Marcel Ghergu, pe care îl cunoaștem foarte bine, nu știu câți dintre voi să știți, dar este unul dintre participanții la primul, să spunem, master în management fotbalistii pe care Federația Română de Fotbal a demarat acum un an de zile.
Iar în jurul acestui, în jurul lui, avem un sprijin, un sprijin care, vă spuneam, reprezintă un model de bună practică și pentru alte orașe, alte județe, atât din partea primăriei, cât și din partea Consiliului Județean.